Mie îmi place de Realme că încearcă să aducă tehnologii de top, caracteristici pe care le vezi la telefoane mai scumpe, într-un preț mai accesibil pentru mai multă lume. Realme 11 Pro Plus 5G avea o cameră de 200 de megapixel, aceeași de pe S23 Ultra. Iar acum vine Realme 12 Pro Plus 5G, care are o cameră periscop de 64 de megapixel, pe care o vezi pe telefoane cu un preț dublu. Acesta este Realme 12 Pro Plus 5G și să vedem cu ce vine, ce are în plus și care sunt minusurile și la final să tragem concluzia și să vă spunem și prețuri. Acest model continuă cu același design ca anul trecut, cu un modul de cameră mare pe spate, piele vegană și margini rotunjite. Îmi place cum se simte la atingere pielea ecologică, iar telefonul are un feel premium. Nu este nici prea greu, nici prea ușor. Totuși, mie personal nu-mi place această estetică cu auriu și argintiu și cu acest modul mare care vrea să imite cadranul unui ceas. De asemenea, ca să nu fiți induși în eroare, are doar 3 camere foto pe spate, a patra fiind desenată pentru simetrie. Rama pare să fie din aluminiu sau, dacă este din plastic, este unul de bună calitate. Iar display-ul este protejat de sticlă, însă nu știm exact ce fel de sticlă. Are două difuzoare și port usb și un sertar pentru SIM. Singurul element care nu-mi place la design este construcția butoanelor. Nu par să fie de cea mai bună calitate și sunt cam zgomotoase la apăsare. Sunetul este destul de ok, însă poate suna puțin cam subțire la volum maxim. Ecranul este unul OLED de 6.7 inch cu o rată de refresh de până la 120 Hz și cu o luminozitate globală de 800 de Nu este cel mai luminos display, dar destul de ok de folosit și în lumina soarelui. Este un display plăcut de utilizat pentru social media, filme și utilizarea zilnică. E bine că ne-am obișnuit că și pe telefoane mai ieftine să avem ecrane bune, o lent și cu o rată de refresh variabilă. Pentru afișarea culorilor ai un mod vivid, dar și un mod natural sau cinematic. De asemenea, o funcție mișto pe care aș vrea să o văd și pe alte telefoane este un slider care îi spune telefonului care este pragul minim pentru luminositatea a display-ului. Îmi place pentru că unele telefoane scad luminozitatea mai mult decât mi-aș dori. Chiar recent am semnalat asta în review-ul lui Asus Zenfone 11 Ultra. La nivel de specificații vorbim de un procesor Snapdragon 7S Gen 2 construit pe 4 nanometri, ce vine cu un upgrade față de modelul de anul trecut, care avea un Mediatek pe 6 nanometri. Alături avem 12 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare, cum ziceam e dual SIP și are conexiune 5G. Procesorul este unul destul de bun pentru utilizarea zilnică, dar în perioada de test am văzut și potigniri. În aplicația de cameră, când treci de la o focare la alta, la un mod la altul sau când închizi o aplicație și deschizi o alta. Nu sunt probleme majore, dar sunt potigniri pe care le-am observat și simțit din când în când. Totuși, denotat este că am norocul să folosesc telefoane de top zilnic și punctul meu de comparație poate că nu este neapărat unul 100% obiectiv. Altfel merge destul de bine și sistemul de operare este fluid. Interesant este că în perioada asta testez și Nothing Phone 2A, un smartphone în aceeași categorie de preț care are un procesor Mediatek Dimensity 7200 Pro. Tot pe 4 nanometri și cei de la Nothing au zis atunci că au ales acest procesor pentru că e mai performant decât echivalentul său Snapdragon, adică acest 7S Gen 2. Este adevărat că în testele sintetice Mediatek are scoruri mai mari, însă și pe Nothing 2A am văzut unele potigniri în cameră și în aplicații. Apropo, abonați-vă ca să nu pierdeți și acel review pentru Nothing 2A. Revenind la Realme 12 Pro Plus 5G, rulează Android 14, peste care este aplicată interfața Realme UI 5.0, care este o interfață decentă, ce arată aproape de stock Android. Însă problema mea cu această interfață este că are foarte multe aplicații care sunt preinstalate. Ai Find Blazada, Lazada, Argoda, aplicații care nici măcar nu sunt utile. Apoi mai sunt unele generale precum Spotify, Booking și așa mai departe. Măcar le poți șterge, dar este enervant oricum. De asemenea sunt aceste foldere numite Hot Games sau Hot Apps, unde sunt scurtături pentru aplicații care le poți instala. În plus ai și un magazin de aplicații în plus față de clasicul Google Play Store. E cam valză și trebuie să lucrezi puțin la interfață ca să o faci să arate bine și să ți fie și utilă. Altfel pe partea de software trebuie să mai știi că și aici a fost implementat un fel de dinamica, el numit Flash Capsule, iar anumite aplicații și funcții vor apărea acolo, precum un hotspot, o înregistrare audio, apeluri timer sau câteva aplicații precum Grab, Zwiggy sau Zomato dar nici eu nu am auzit de ele. Fiind un smartphone cu un procesor care nu are multă putere și care este și eficient din punct de vedere energetic, autonomia bateriei este una bună cu o zi și jumătate de funcționare, garantat, și cu două zile dacă ai nevoie. În testul PC Mark de autonomie am obținut aproape 16 ore de funcționare cu luminozitatea la jumătate. Încărcarea este rapidă la 67 de și te poți aștepta să ajungă la 100% în cam 50 de minute. Din fericire există și un încărcător în cutie. Și acum să trecem la camerele foto. Aici avem de-a face cu un sistem format dintr-un senzor principal Sony IMX890 de 50 de megapixel pe care îl găsești și pe alte telefoane de top, iar înături avem aceeași cameră ultra-wide de anul trecut de 8 megapixel și un senzor telefoto de tip periscop de la OmniVision de 64 de megapixel f2.6 cu zoom optic 3x și zoom in senzor de 6x. Apoi se duce digital până la 120x. Din start îți spun că toate pozele de la 30x în sus nu arată bine și pozele sunt mai degrabă picturi neclare. Totuși, hai să le luăm pe rând. Camera principală de 50 de megapixeli este una bună și scoate poze de calitate în majoritatea situațiilor, însă cred că se mai poate lucra la postprocesare deoarece unele zone rămân prea întunecate. Altfel, balansul de alb e corect, culorile sunt naturale, fără să pară exagerate, iar contrastul este bun. Poate filma 4K la 30 de fps, la 1x, 2x, cât și 3 sau 6X, dar nu și pe camera ultrawide și nici la 60 de FPS. Totuși nu-mi place că nu poți trece între cele două camere apăsând pe un buton, ci prin zoom cu degetele pe ecran. Există un mod portret la 1X și 3X și acestea ies decent. Decuparea subiectului de fundal e ok, că toată bună, alteori nu, blur-ul este plăcut în schimb și îl poți ajusta. În modul street există și o funcție numită auto zoom și prin o apăsare pe imagine, telefonul face automat zoom pentru o cadare centrată. Telefonul are și trei filtre noi, inspirate din filmele Life of Pi, The Curious Case of Benjamin Button și Tom Gun Maverick. Altfel, ce să vă mai zic, există moduri de fotografiere diverse, precum High Res, expunere lungă, Pro sau Panorama. Camera ultra-wide de 8 megapixel nu are nimic special și scoate poze ok pe timp de zi, însă pe măsură ce se întunecă și calitatea scade la fel. În ceea ce privește camera telefoto, mie mi-a plăcut ce am văzut și pozele până la 6X chiar este ok. Și poți surprinde diferite ipostaze care ți-ar fi imposibil de surprins cu un alt telefon care nu are camera telefoto sau care are un zoom mai mic. Eu nu aș trece de 10X, însă e bine că avem această posibilitate în acest segment de preț. Ca să trag o concluzie, Realme 12 Pro Plus 5G este un pachet bun, însă nu neapărat atât de bun încât să merităm un upgrade de la 11 Pro Plus. Mai mult, modelul de anul trecut se încărca chiar mai repede la 100W și aveam și acea cameră de 200 de megapixel, dar să zicem că la cameră acum e un zoom dedicat. Realme 12 Pro Plus 5G se va vinde la un preț recomandat de 2499 de lei la cei mai mari retailer de la din țară și va fi disponibil începând cu finalul lunii aprilie. Recunosc că mi se pare puțin ca mare preț în condițiile în care pe acest segment este o luptă acermă. Acest telefon are un design bun, calitativ. Dacă îți place cum arată, depinde de fiecare. Are și certificare IP65, ceea ce nu vezi la acest preț. Sistemul de cameră foto este unul versatil și ai multe opțiuni pentru încadrare. Cu toate acestea, are și limitări pe partea de filmare, iar modelul anterior se încărca mai repede și prețul actual este un pic mărice. Acesta a fost review-ul Startup.ro pentru Realme 12 Pro Plus și dacă ți-a plăcut, dacă ți-a fost util acest review, ar fi super dacă ai da un like și dacă vrei poți să și te abonezi pentru a vedea mai mult conținut similar. Pe data viitoare!